Așa arată aspretele, unul dintre cei mai rari pești din Europa și, după unele estimări, chiar din lume. Singurul loc în care mai trăiește este pe râul Vâlsan, în județul Argeș. E considerat o fosilă vie, fiind contemporan cu ultimii dinozauri, pentru că are o vechime de peste 65 de milioane de ani. Îi plac bolovanii mari, rotunzi, care sunt în râu, în spatele cărora se formează o mini-cascadă cu o apă de până la genunchi, bine oxigenată, și acolo îl găsim. Numele aspretelui este perfect. Când îl ții în mână, este aspru și la atingere. Dacă în urmă cu 3 ani specialiștii au identificat doar 10 exemplare, anul acesta ihtiologii se așteaptă la peste 150. Specia este în pericol, bineînțeles, din cauza oamenilor. Debit ecologic insuficient asigurat, deversări în râu, stații de epurare nefuncționale, exploatări forestiere care trec ilegal direct prin apă și schimbă turbiditatea apei, în același timp extracția vegetației de pe maluri, care oricum este protejată, extragerea de bolovani din râu și așa mai departe. Eu cred că suntem obligați să găsim soluții, pentru că ceea ce au făcut deja acești oameni înseamnă același lucru pe care îl recomandă astăzi Comisia Europeană, Consiliul, autoritățile de la Bruxelles, respectiv acela de a reduce poluarea, acela de a reconstrui habitatele degradate. Locuitorii comunei Brădetu nici nu știau că în râul care le trece prin spatele caselor există un pește atât de rar și apreciat în lume. Sincer să fiu, eu nu l-am văzut. Eu nu l-am văzut niciodată, nici n-am nici idee de el. Așa. Dar că cum vi se pare? Pește. Da. E cam urât. Am urât el. În perioada următoare, Fundația Alex Găvan, cea care se ocupă cu protejarea speciei, va crea pe malul râului Vâlsan un sanctuar al aspretelui, care va consta într-o bază de cercetare și înmulțirea speciei în captivitate.